Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru săptămâna 9-15 august 2020 pentru Zodia Balanță. Dacă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că vă mulțumesc din suflet și apreciez foarte, foarte mult aceste lucruri. Op, sar multe. N-au vrut acum până la sfârșit să sară. Haideți să vedem cum va decurge săptămâna. Cred că așa au fost, da? Vă dă noi începuturi la dumneavoastră. Dacă vă căutați un loc de muncă, unii dintre dumneavoastră văd că apar mai multe oferte, oportunități, drumuri în străinătate sau în alte localități, alte orașe, în alte situații, da? Cu siguranță veți face un drum, aici avem semnul balanță, semnul dumneavoastră, parcă rezolvați niște acte sau niște chestiuni legate de acte în săptămâna aceasta, dar foarte multă oboseală fizică, psihică, multe greutăți așa duceți pe umeri, multe responsabilități în plus, multe sarcini în plus, poate vă luați aceste angajamente ca să rezolvați mai repede unele chestiuni legale, da? Care să vă ducă foarte multă fericire. Poate unii dintre dumneavoastră doriți să vindeți sau să cumpărați o casă, un imobil, da? Ceva. Și aveți nevoie de aceste acte legalizate și veți avea reușită garantată. Multe reușite văd aici, mai ales pe planul muncii, dar și pe partea emoțională, parcă vă dedicați mai mult, început pasional, un nou loc de muncă, un nou proiect. Mai ales pentru cei dintre dumneavoastră care nu aveți un loc de muncă. V-am spus, apar mai mult, văd că sunteți un pic totuși dezorientați în legătură cu o cale pe care vreți să o urmați. Haideți să vedem cu acest început. Sunt șanse foarte mari să fiți promovați la locul de muncă, să aveți o reușită, o laudă. Sunteți foarte bine văzuți, petreceți ceva în familie, poate unii dintre dumneavoastră, e o reuniune, un grup de prieteni, multă fericire aici, multe vești bune care vin și vă umple sufletul de fericire. Avem justiția din nou, ceea ce înseamnă că într-adevăr unii dintre dumneavoastră chiar aveți de-a face cu niște acte, cu justiția, da, poliție, avocatură, doctori poate. Acte de divorț, de căsătorie, de cumpărat, de cumpărare, vânzare, da? Vânzare, cumpărare. Dar sunteți un pic așa dezorientați. Multă sinceritate văd în săptămâna aceasta, multă corectitudine, multe lucruri care se vor termina într-o notă foarte pozitivă pentru dumneavoastră. Veți primi niște răspunsuri pozitive, garantate și reușite, reușite mari. Aveți de face și cu semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Vorbim de o siguranță, de o stabilitate financiară. Vreți mai mult, vreți să vă asigurați traiul zilei de mâine, poate, în unii dintre dumneavoastră. Doriți ceva stabil și de lungă durată, aici dacă vorbim de muncă. Dar veți avea șanse, pentru că doriți mai mult și acest lucru să vă aducă mulțumire. Aveți totuși mare grijă ce visați mai exact. Pentru că aici aveți o iluzie, da? Cu șaptele de cupe aveți tendința să vă autoamăgiți sau să vă duceți așa într-o zonă de visare care o să vă aducă mai încolo, spre sfârșitul săptămânii, pe la mijlocul săptămânii, poate o stare de mâhnire, de nemulțumire, așteptați o soluție, nu mai vine. Trebuie să fiți foarte atenți la modul în care vedeți lucrurile, da? Luați totul într-un mod mult mai realist, mai logic. Și lăsați partea aceasta, deci dumneavoastră să vă imaginați lucrurile într-un anumit fel și ele vor decurge cu totul și cu totul un alt fel și acest lucru o să vă aducă dezamăgire, da? Supărare, dar e ceva trecător, nu aveți de ce să vă îngrijorați, poate aici, poate vreți, aveți mai multe opțiuni să vă alegeți un loc de muncă sau o anumită situație are mai multe variante, da? De rezolvare poate sau aveți de face cu mai multe situații. E posibil să faceți o alegere greșită sau să fiți foarte încântați la început de ceea ce veți alege
Și să vă dați seama mai încolo că de fapt nu vă mulțumește în deplin sau că nu a fost chiar exact ceea ce v-ați dorit dumneavoastră. Aveți de face și cu semne de foc, berbecle săgetător, o persoană care are o funcție importantă, vă ajută să duceți la îndeplinire sarcinile într-un mod mult mai ușor, probabil, sau chiar această persoană vă pune mai multe responsabilități în cârcă. Depinde de la caz la caz, dar veți avea satisfacție pentru că aici văd foarte multă motivare la dumneavoastră, foarte multă siguranță, stabilitate, da? Într-adevăr, la balanțe predomină, aveți și semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar vorbim cu o figură de stat, o figură masculină, poate în unele cazuri, dar le veți rezolva tot ce întâmpinați, rezolvați, chiar dacă întâmpinați o stagnare, probabil se amână ceva, da? Vorbim de o așteptare mai îndelungată, lucru care vă pune puțin în așteptare. Are legătură cu nimbombil sau oricum o să vă aducă multă împlinire, dar oricum vreau să văd mai multe detalii în legătură cu situația aceasta, să vă lămuresc mai mult. Aveți răbdare, exact cum v-am spus, trebuie să aveți răbdare că rezultatul va fi bun pentru dumneavoastră atâta timp cât veți face probabil un compromis, da? Faceți un sacrificiu aici, dar aveți o oarecare frică să acționați, să spuneți ceva sau întâmpinați fel și fel de bariere. Nu reușiți să rezolvați chestiunile acestea la timp, parcă, da, parcă vi se amână ceva. Trebuie să luați lucrurile cu calm, pentru că aici aveți tendința să vă supărați foarte tare și nu este ok, pentru că veți avea reușită garantată. Da, vă dă siguranță financiară, mergeți mai departe, evoluați, aveți reușită, poate unii dintre dumneavoastră vreți să renovați o casă, un apartament, aveți reușite în lucrurile acestea. Dar și foarte multă îndoială. Sunteți foarte neîncrezători în reușita aceasta. Trebuie să scăpați de gândul acesta. Parcă alegeți între două opțiuni, două variante. Haideți să văd totuși ce vă ține aici pe loc, da? Ce îndoiele aveți, ce alegeri aveți de făcut. Că parcă e ceva greu, oricum vine ceva din destinul dumneavoastră, da? Vorbim de niște schimbări foarte imprevizibile, de situații cu mult mai multe ieșiri, se repetă patrule de cupe, trebuie să fiți foarte prudenți, precauți la alegerile pe care le veți face în săptămâna aceasta ca să nu vă pară rău până la sfârșitul săptămânii și să aveți un regret că ați făcut o alegere greșită. Haideți să văd totuși aici, da, cu alegerile acestea multe, trebuie să faceți o alegere corectă, clar. Dar ce ar trebui mai exact să faceți? Luați totul cu mult mai multă maturitate, cu mult mai multă siguranță, da? Hotărâre, să fiți foarte hotărâți în momentul în care faceți o alegere. Aici, într-adevăr, apare o schimbare la dumneavoastră, dar trebuie să nu luați toate gândurile negative, da? E frica de a porni pe un nou drum. Pentru că vă este frică să faceți ceva într-o anumită situație, aveți tendința să faceți, cum v-am spus, o alegere greșită, da? Să alegeți partea mai ușoară, mai comodă a lucrurilor, ceea ce nu este ok pentru că vă agită cumva. Nerăbdarea aceasta pentru nou început. Trebuie să luați totul în calcul, da? Pentru că aici este și varianta cea mai bună care trebuie luată în considerare. Dacă nu sunteți siguri pe o alegere, dacă nu vă oferă stabilitate, siguranță, dacă nu aveți un sentiment de liniște în momentul în care alegeți una dintre opțiuni, nu alegeți. Axați-vă pe ceva care vă aduce mai multă împlinire, da? Haideți să văd totuși aici cu nemulțumirea aceasta. Ce provoacă nemulțumirea aceasta? Bine că v-am spus că este de... Da, dar are legătură cu o situație financiară. Probabil dumneavoastră vă imaginați că o să primiți mult mai mulți bani. O să-i primiți, dar nu atunci când doriți dumneavoastră, ci trebuie să mai așteptați un pic. Sunteți puși pe pauză, cel puțin o lună de zile, parcă întârzi o sumă de bani la dumneavoastră sau rezolvarea unor chestiuni legate poate de o moștenire. Văd că sunt chestiuni legate de familie, de o siguranță financiară care va veni. În alte situații, dacă ați avut o stagnare, da, un impas, o pauză,
poate nu ați muncit sau nu, lucrurile n-au decurs așa cum v-ați fi dorit dumneavoastră sau cum ar fi trebuit în mod normal sau poate ați fost în concediu, da? E, ușor, ușor încep să se miște și văd siguranță, stabilitate, bănuți care vin din mai multe părți și sunteți asigurați pe săptămâna aceasta. Bun, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!